Salutare! Astăzi am fost la Kaufland și pentru că am făcut mai multe cumpărături, am zis să facem un haul și să vă arăt ce am mai cumpărat. Atât produse alimentare, cât și produse de îngrijire, produse pentru casă. Așa, să începem. Am cumpărat aici un clătitor, periuțe de dinți, șervețele umede pe 98% apă, pentru că Cecilia și Stelian merg la școală și vor avea nevoie de ele. Și iată, pe toate am achitat, pe tot ce vedeți aici, 665,90 lei, plus 2 covrici pe care copiii deja i-au mâncat. Am luat înghețată, sorbet, așa, sfeclă roșie, erau la ofertă sacii de gunoi, așa că i-am cumpărat și pe ei. Am cumpărat aceste cornete pentru înghețată, vom face înghețată acasă, paste marca Kaufland. Am cumpărat cereale pentru copii, un mix de vegetale pentru supe, pentru terciuri, o să vedem cum e. Așa, năut, porumb dulce, mai am aici năut, mazăre, iarăși mazăre, așa, porumb am luat, fasole și un pate din porc și două cutiuțe de ciuperci. Așa. Tot la ofertă am găsit acest cappuccino. 3 pachete am cumpărat. Să fie pentru diminețile în care, nu, în zilele în care nu ținem post, să bem dimineața. Așa, niște batoane de cereale, ciocolată, absorbante, să văd cum sunt astea. Am cumpărat amidon de porumb să facem câteva experimente și activități cu copiii. Scorțișoară pentru terciurile Ceciliei. Am cumpărat mango, să vedem, o să-i dau Liei și tare sper să mănânce. Da, Lia, da, castraveți, kiwi. Ce mai avem aici? O baghetă am cumpărat, ketchup, ketchupul preferat al Ceciliei, măsline de două feluri am cumpărat, șervețele și tot la ofertă era gelul de duș. Așa că am cumpărat 5, câte o sticluță de fiecare fel. Și acesta este micul nostru haul, după cum spuneam. Am dat pe toate aceste cumpărături 665 de lei. Lei moldovenești. Iată, prețul la fiecare produs. Da, Lia, da.